Tensiunile de la granița cu Ucraina sunt în vizorul tuturor. Sute de protestatari au manifestat în fața Casei Albe cerând sancțiuni pentru Rusia și sprijinul Ucrainei. Nu au fost singurele manifestații în favoarea ucrainienilor. Protestul pentru pace a avut loc în acest weekend în mai multe țări din Europa. We demand sanctions now! Sute de protestatari s-au adunat la Washington în fața Casei Albe într-o manifestare de susținere a Ucrainei. Aceștia au cerut președintelui Joe Biden să aplice sancțiunile Kremlinului în contextul crizei din estul Ucrainei. Manifestanții au arborat steaguri ale Ucrainei, ale Statelor Unite, dar și al opoziției din Belarus. Și în Germania au avut loc manifestații în sprijinul ucrainienilor. Sute de manifestanți au ascultat imnul Ucrainei și au arborat steaguri ale țării ex-sovietice, dar și ale Uniunii Europene. Nu a fost singurul protest din Europa, câteva sute de oameni au participat și în Polonia vecină, la Varșovia și Cracovia, în cadrul mai multor demonstrații pentru pace, în care au protestat față de o posibilă nouă agresiune rusă. Demonstranții au afișat steaguri ucrainiene, poloneze și europene, dar și pe cele ale opoziției din Belarus. În timp ce mulțimea scanda Putin la tribunal, pe banere erau scrise mesaje precum "Suntem cu Ucraina" sau "Nu vă atingeți de Ucraina". Nu este singura demonstrație de acest fel din ultimele zile din Europa, și în Spania sau Elveția au avut loc weekendul trecut manifestații de susținere.